fost de ajuns pentru a fi în play-off. Trebuie să mai n-a fost de ajuns pentru, n-a fost de ajuns pentru a fi 100% în play-off, dar este o victorie importantă pentru că ne lasă să fim la mâna noastră, ne ajută să fim la mâna noastră. Putem fi în play-off indiferent de rezultatul pe care noi îl vom obține, dar colaborați și cu celelalte rezultate. Dar singura variantă 100% care ne duce în play-off este victoria. Ioan Andone m-a spus astăzi într-o intervenție la un post de televiziune că FC Botoșani, la ceea ce a arătat în acest sezon, merită pe deplin locul în play-off. Îi mulțumim frumos, Neandu, pentru vorbele frumoase. Asta este și realitatea și cred că știe ce vede și ce vorbește. Și nu este numai părerea dumnealui, este părerea majorității din fotbalul românesc. Botoșanu merită pentru ceea ce arăta și pentru fotbalul pe care îl practică. Dar nu este o certitudine sau nu-ți garantează jocul frumos, îți garantează accederea în play-off. Rămâne ca vineri să dăm dovadă de o echipă matură, care știm să ne jucăm munca de un an de zile, 90 ceva de minute, 95. Când spun lucrul ăsta, trebuie să fim maturi din toate punctele de vedere. E clar că victoria e foarte importantă, însă aveți și posibilitatea de eșecuri sau chiar am spus, de asta spun că victoria cu Viitorul este imensă și poate oferi posibilitatea să te califici cu orice rezultat, dar 100% numai un rezultat te poate duce în play-off. Să nu mai aștepți rezultatul celorlalte meciuri. Și atunci am avantajul că știu ce am de pregătit. Clar, trebuie să pregătesc meciul să câștigăm. Pentru a nu aștepta jocul rezultatelor. Vei fi atenți la ceea ce se întâmplă pe celălalt? Am spus, trebuie să fim maturi din toate punctele de vedere și trebuie să fim conștienți că nu trebuie să, să dăm cu piciorul în funcție de ceea ce se joacă pe alte stadioane sau de ce rezultate sunt, să ne pierdem capul. Trebuie să fim maturi din primul minut până în ultimul minut. Crezi că se va ajunge în situația aia cum era în trecut, știi foarte bine, ca să fie și indirect, adică prime promise altor echipe? Nu. S-au dus, s-au de mult apuse vremurile alea. Nu cred că își mai permite cineva în zilele noastre să spună la un jucător dă mai mult că îți dă nu știu cine niște bani. Nu există. Acum, din punctul de vedere, și noi am intrat pe un făgaș normal. Din punctul acesta de vedere, sunt ferm convins că nu mai există. Și erau mult mai multe probleme, nu numai astea, în anii trecuți. Anii trecuți mă refer la 10-15 ani înainte, când se știau dinainte retrogradatele și cine lua campionatul și cine se bătea la promovare. Am prins și eu acele vremuri și de-aia și s-au pierdut din spectacol, din valoarea pe care o aveau jucătorii la momentul acela, pentru că puteam reprezenta sau puteam face mult mai bine la nivel european și din cauza asta probabil a scăzut și nivelul fotbalului românesc ușor, ușor. Acum, cel puțin de 7-80 ani de zile încoace, nu cred că mai există astfel de discuții și cu datul la o parte, cu jucatul pentru alte echipe, e o prostie imensă pentru cel care își permite să creadă că un patron sau un antrenor poate să ducă la un jucător să-i spună lasă-o mai încet sau joacă mă ca eu primă de la nu știu ce echipă. Nu. Pentru că, în primul rând, îți riști libertatea, vrei să te suspende și multe alte lucruri care nu cred să mai se mai merită pentru nimic în lume, din punctul meu de vedere. E o mare prostie celor care cred astfel de lucruri. De asta nu cred că o echipă poate promite la celelalte să... Și n-are cine, că suntem săraci toate. Am văzut să ne batem la play-off trei echipe care, din păcate, noi nu avem bani pentru noi. Avem bani pentru alții. No, nu vă vedea o valiză de la un stadion la altul. Niciodată. Nu avem pentru noi valize, avem pentru alții valize. Nici măcar portofele nu avem pentru noi, dar pentru alții nu mai e departe de mine gândul acesta. Probabil cineva avea o șansă mai mare și va gestiona bine 90 de minute, 95 de minute, pentru că aici s-a ajuns, totul se rezumă la 90 ceva de minute, la
tărie de caracter, la personalitate, la... Eu am mai trăit momente când pe alte stadioane, depindeam de ce se întâmplă pe alte stadioane și le-am explicat și lor și am să le explic în continuare ce înseamnă să fie ancorat și să te gândești numai la meciul tău, pentru că avem clar varianta în care am spus-o, cea cu victorie, care nu mai depinzi de nimeni altcineva. În cazul în care sunt mai buni ca noi și nu putem câștiga, atunci suntem cu ochii și cu urechile și pe celelalte stadioane. Este și normal. Am spus, nu pot să neg lucrul acesta, pentru că nu depinde numai de noi. Depinde de noi numai în cazul în care câștigăm, dar în cazul în care întâlnim o echipă bună și nu putem câștiga, atunci, pentru că este fotbal și se poate întâmpla orice, normal că ești atent și la ce se întâmplă pe celelalte stadioane. Cum și ceilalți care sunt antrenați cu noi în această luptă, probabil același lucru vă face, primul lucru, să gândesc la ei, după care, în funcție de ceea ce realizează, probabil să gândesc și la noi. Pentru spectatori neutru, e plăcut adrenalina în ultima etapă. Da, puteau fi mai multe echipe antrenate în această luptă. Mai puteau fi Astra, Viteștiu, dar după ultima etapă au ieșit două. Și acum, după ultima etapă, mai trebuie să cadă una. Noi am pierdut două play-off-uri în ultima etapă. Să sperăm că a treia oară îl vom prinde. Pentru că știu sigur, una eram eu director sportiv când s-a pierdut o finală în ultimul meci la Viitor, dacă nu mă înșel, sau de două ori la Viitor, îmi aduc bine aminte. Atunci rămâne să, ca de data aceasta, să mergem și noi în play-off, să fie cu noroc pentru noi. De două ori am pierdut play-off ultima etapă, probabil, sau poate ne ajută Dumnezeu să mergem și noi în ultima etapă în play-off, dacă n-am putut mai repede, cum s-a întâmplat anul trecut. Mulțumim și eu vă mulțumesc.